Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou vlog, fraților. Ne aflăm sub veșnicul pot aici, după cum bine v-am învățat pe canalele noastre. Ei bine, astăzi, fraților, Bogdan, pot să le arăt că am cumpărat aici o trambulină. Hai să mă dau așa ca să se vadă frumos, se vede. O să mă dau și deci avem asta, vrea să stăr și eu acum o reacă în trambulină. Da, a dat copilăria. Noi, băieți, astăzi am cumpărat o trambulină pentru că vrem să facem un challenge, așa numitul challenge trambulină versus diferite obiecte. Avem acolo 8 sau 9 chestii diferite, produse și obiecte. Nu știu exact câte sunt, nu le-am numărat. Ideea este în felul următor. Bogdan va sta aici cu o cameră, el va filma în timp ce eu arunc și eu voi sta de sus cu o altă cameră și lansez obiectele. Acum, băieți, sper ca îndemânarea mea să nu mă lase balta astăzi, pentru că trambulina fiind foarte mică, are un metru diametru. Sper să reușesc. Trebuie să arunci de acolo de sus să nimerească trambulina. Sper să reușesc. Și acum vă dau așa un hint. Am un pepeni, băieți, și vreau să văd cum sare pe trambulina. Dacă l-am dat pe lângă cel mai dobitoc om după fața altul planetei. Altul nu mai are, au luat doar unul, atâta. Deci azi ai și un challenge, cum ar veni, să vedem ținta ta. Dacă da, ești ca lumea, păi, fără să mai stăm la vorbă, băieți, nu uitați de link-urile din descriere, Instagram-ul și Facebook-ul acolo. Dați-mi un follow pentru că de fiecare dată când avem câte un vlog nou, vă anunț acolo. Vă anunț acolo cu o zi înainte. Nu mai stăm la vorbă, îmi iau produsele, merg sus și începem să dăm drumul la obiecte de la înălțime, da? Hai să vedem. Eu parez pe pepeni, tu? Adică cel mai șmecher. Cel mai șmecher? Cel mai frumos, așa, bam, se face bucăți. Baloanele de apă. Baloanele cu apă? Da, mi se pare așa. Hai că o să se întind așa, dacă sper să le prind eu. Băi, dar ce-mi place, băi, Danle? După asta, când te-o las. Mai hai să dăm drum, chiar abia aștept. Oricum n-am avut. Păi acum suntem marși, trebuie să muncim să ne avem noi. Seamă, mereu, nu mai sărim 4 că strici 4. Dai seama că asta era veșnica. Dar lasă-mă că acum suntem mari, muncim și o să avem. Am ajuns și noi pe pod, sincer am obosit cu cele două sacoșe în mână. O să facem câteva probe de început cu obiectele care nu sunt așa pretențioase. Adică avem minge, avem baloane de apă și vreau să țintesc prima oară cu astea. Să nu dau rateu cu pepenele. Vreau să văd cam cum s-ar duce aceste obiecte, da? Deci eu sunt pregătit aici. Avem și trambulina acolo, vedeți? Hai, băi, ești pregătit? Da, mă, gata, fii atent că dau cu mingea prima oară ca să-mi fac încălzirea. Deci avem minge aici. Am nimerit bine! Da, ești bun, ești bun! Stă bine pe țintă, momentan, să-l văd eu la celelalte obiecte. Băieți, luăm de aici din cufărul cu produse, luăm nuca de cocos. E, aici sper să nu dau gaură, să nu dau gaură în trambulină. Mamă. Bă, ești prost, ce fel a sărit. Bă, a sărit tare. A sărit, a sărit, da. No, bine, mai tare a sărit mingea. E forță oricum. Hai să trecem la următorul. Balon cu apă vreau. Vrei un balon cu apă? Dacă a cerut fratele nostru balon cu apă, balon cu apă îi dăm, băieți. Avem aici balonașul cu apă. Nu știu cum o să-l țin eu. Uaileu! Mamă, mamă, ce-a sărit! Mamă, șmecher! Mișto rău! Bă, dar stai bine pe țintă, frate! Ai văzut câți bombă? Da, stai bine! Ia uitați ce a făcut aici. Să văd eu acum cum mai bag asta în mașină. Ma, dar ce frumos a făcut. Sper să se vadă pe cameră. Sper să vadă frumos. Sincer să vă zic că mi-era frică să nu ratez, dar acum văd că am prins stăpânirea așa o leacă și nu mai am teama asta. Haideți să spargem și un obiect, băieți, avem aici un castron. Eu zic că să faceți thunder, 1.000.000 de bucăți. Dă-te leacă de acolo că avem un castron aici. Ăsta e problemă, băieți, mai dau mai încoaca să nu-mi sară din asta până ochi. Bă, fix lângă, mă. Hai că stai bine pe tinta, abia ce te-am lăudat. Care erau șansele? S-au dus la 5 mm, atâta a fost de țintă. Băieți, abia... Adică nu mă las. Abia ce l-am lăudat, acum 2 minute. Ia uitați unde a dat, fix aici, a căzut aproape. A, e băi, Danle, asta e nașpa, că dacă nu le nimerește din prima, e problemă, că nu a luat mai multe obiecte de același fel, gen. Băieți, chiar dacă am dat până lângă țintă, mai are fratele vostru aici ceva de spart, asta e un borcan de bulion. Sperăm că pe asta să-l dăm pe țintă, să mai fim proști, că am fost dobitoc, că am irosit o șansă. Fii atent, Badan, borcanul de bulion. Băi, ești bău!
Aoleu! Bă! Cum atâta? Băi, ce bombă s-a dus, venea încoace, ești nebun? Da, nu știu cum se vede de la el de acolo de sus. Ia uitați ce a făcut aici. Mam. Bă, ăsta a fost forță borcanul de bulion, ești nebun. Nu știu dacă s-a văzut pe filmare, dar venea înapoi așa sus pe pod, ești nebun la cap. Dacă aveam o trambulină mai puternică, cred că mi-l aruncat înapoi. Nelipsita sticlă de Coca-Cola, băieți. Nu știu dacă face ceva, sper să o arunci în sus și când cade să facă praf. Bă, nu cred. Ai văzut ce mult a venit înapoi? Da. A fost forță. Coca-Cola niciodată nu ne-a dezamăgit pe experimente. Într-adevăr, nu ne-a dezamăgit niciodată. Ia uitați cum s-a făcut. A... Mai ai și o gură să explodat. Bea acolo. Mai ai și tu o gură. Hai. Fii atent, îți dau un ananas? Pepeni. Pepeni? Da. Mi-e frică. Faleu, băieți, dacă a dat rateu acum ai mort. Că doar un pepene are atât. M-a provocat Bogdan, băieți, să arunc pepenele. Sincer, mie mi-este frică și aș fi și mâncat o gură să văd dacă e bun, dar trebuie să-l arunc, că n-am ce face. Asta e treaba. Am zis că-l băgăm în joc, îl băgăm în joc. Stai așa aproape. Hai. Am emoții, băieți. 3, 2, 1 și... Hai, am dat bombă. Wow! Bă, ești prost! Mama mea! Bă, ce s-a făcut pe aici? Bă, l-a făcut într-un milion de bucățele. Direct în centru i-am dat, să mor eu. Bravo, băi, ești bun! Bă, dar uitați ce a făcut pe aia, oare fi, ce mi-e poftă și mie, n-a rămas o bucată, n-a rămas. Mama, dar ce a dat fraierul. A sărit până pe mine aici, dacă vedeți, ia uitați. A făcut de pepene aici și pe aia da și puțin. Mama, dar ce a... Și a dat nebunul. Cât are de strâns de aici, de vine rău. Câte curățenie are de făcut. Băi, sincer, mi-era și mie poftă de pepene, mi-e poftă și de ananas. Dar v-am zis, trebuie sacrificate pentru că ăsta este experimentul de astăzi. Trambulină versus diferite obiecte, diferite produse. Haideți să vedem și dacă ananasul ăsta se face praf. Fiți atenți, băieți, așa-i dau drum. 3, 2, 1 și... Băi, dar pe ținta asta se mor dacă nu zbombă rău. Ești bine rău, băi! Ești bun, bun, ești bun, da, n-am ce să zic. Pățintă-s numărul 1, vine să stau aici până mâine. Deci îmi vine să stau până mâine, dar nu mai am chestii, mai am, fii atent, ca să curățăm situația la urmă. Sări și tu de acolo, Danule! Mai tași, mă, nu fii prost! Mai am un balon! Aruncă telefonul! Nu, lasă-mă, nu mai am niciunul după aia, ești prost? La partea a doua arunc telefonul. Mai am un balon, curățăm situația și vin jos, da? Am aici un balon cu apă, am făcut două de acasă, am umplut două baloane cu apă de acasă. Acum îl arunc la urmă ca să mai curățăm un pic acolo jos, dar și pentru distracții, că a fost și mai chiar rău primul balon. Faci mai apă, Danule! Vai, mamă! M-a făcut numai apă, băi! E bine, m-a nimerit bine, e ok. Acum, cred că pot și eu să sar aici liniștit. L-am făcut flashcă pe badam, băieți. Mergem jos acolo să ne uităm și noi pe cameră. Chiar sunt curios ce reacție am avut. Abia aștept să editez vlogul ăsta, să văd și eu cum se vede de la Bogdan de acolo de jos, pentru că de la mine ați văzut. E cam așa, la nimereală. Nu prea se vede, pentru că e distanța mare. Ați văzut și voi, podul ăsta cred că are undeva la vreo 50 de metri înălțime, 40 de metri. Am ajuns jos, băieți, cam asta a mai rămas întreagă din tot ce am aruncat noi, întreagă. Asta, e mult spus întreagă, are 79.000 de fisuri. Așa că, băieți, ce să zic, ăsta a fost vlogul de astăzi, un experiment foarte reușit din punctul meu de vedere, îl trecem la experiment. Distractiv. Da, experiment distractiv, for fun, n-are nicio miză, dar... stricăm lucruri, exact, ca de obicei. Exact ce ne place nou, să stricăm lucruri, am zis și lui Bogdan de sus de acolo pe pod, aș fi stat toată ziua, să-mi dea cineva așa la mână, eu să le arunc, să-mi dea, să le arunc tot fel de obiecte. Da, așa să vezi ce stai tu la mână să adun pe aici tot. Păi asta vreau să zic acum, vreau să fac outro-ul ăsta pentru că... Soarele mă bate numai în cap și m-am încălzit cu bluza asta lungă. Vreau să strâng aici, să mergem acasă, pentru că mai avem de făcut treabă în continuare astăzi. Ăsta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut și vreți și partea a doua, scrieți-mi în comentarii ce obiecte vreți să vedeți în partea a doua.
și vom face partea a doua la 40.000 de like-uri, așa că apăsați butonul de like acolo, număr cât mai mare, da? Hai să ne punem să strângem și pe aici pepe, nu uite bidonul de acolo. Și ăla dați toate alea și punem tot aici. Bogdan în spatele camerei, Dan în fața voastră, până data viitoare, vă pupăm și vă salutăm. Ciao!